Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi încercăm jocul Bloxburg. Sper că i-am zis bine numele. Mi s-a recomandat acest joc și am zis să îl încercăm. Open the front door. Asta e casa mea? Am o casă aici? Wow, lăsați un picuț. Eu o să par un mare noob în momentul de față pentru că n-am mai jucat jocul ăsta și nu știu despre ce este vorba, dar cred că asta e casa mea. Așa că apăs aici și trebuie să intru în casa mea? Ok, deci acum fac un fel de tutorial, să înțeleg. Uite, pot să aprind becul. Bă, vezi că e mișto rău de tot. Vă invit în casa mea, haideți să dăm o petrecere. Dar intrarea costă un like. Dacă apeși pe like, te las să intri. Dacă nu apeși, nu intri la petrecerea asta. Bă, am primit bani? De ce? Nu știu de ce, dar las că e bine. Ia să vedem. Avem ceva cu mașina. Mă, ce? A venit Granny Man. Hai bă, lasă-mă Granny Man, tu mereu mă urmărești, deci Granny Man cred că este stalkerul meu din viața reală, mă urmărește orice se întâmplă. Bun, take the card box, ia, trebuie să iau chestiile astea, cutiile astea. Hai că le iau, am luat o cutie, ok. Și acum am decorez casa, pe bune? Uite, pot să pun aici jos. Ok, am pus-o jos și cum, mai trebuie să aduc altele? Trebuie să le aduc și pe astea? Le pun pe toate aici jos? 5 minutes later. Acum ce se întâmplă? Ha? Cum îmi decorez casa? Îmi arată săgeata încoace. Cine e ăsta? Ăsta e Bloxburg? Salut! Nu știu ce, nu știu cum, îmi face cu mâna. Granny Man îmi zice să vin în mașină. V-am zis, deci vrea să mă fure. Granny Man vrea efectiv să mă fure. Văleleu. Bun, player, mood. Oh, uite, fun, energy, higienă și hunger. Deci trebuie să mâncăm, să ne distrăm, să dormim și să ne spălăm. Ok, are sens, ca și viața reală. Go to the bathroom. Cred că acum merg să fac o baie. Unde este baia mea? Aici? Ce o baie am, facem duș, fraților. Nu vă uitați! Wow, ce se întâmplă acolo? Văleleu! Ok, am făcut baie, foarte tare. Pot să mă duc și la toaletă? Nu pot la toaletă momentan. Să mă bag așa în ochii mei. Go to the bedroom. Cred că trebuie să merg să dorm acum. Deschide ușa. N-am pat. Unde este patul meu? Bă, n-am pat. Stați un pic, că n-am pat. Știe cineva unde este patul meu? Hei, Granny Man, ai un pat? A bolusit la cap, ce face? Nu știu ce face. În fine, îmi trebuie un pat. Cred că mi-au patul de aici. Ok. Acum îmi pun patul. Ce s-a auzit așa? Ce se întâmplă? Vrea să-mi spargă casa. Ce se întâmplă, fraților? Ce face? Vrea să intre în curtea mea. Pleacă de aici. Își, ce face aici la curtea mea? Bă, tu, Doamne, Granny Man vrea să-mi intre cu mașina în casă. Vi se pare normal asta? Bă, Granny Man, e normal să faci așa ceva? Nu cred că este prea normal. Hai să luăm de aici itemele afară. Țac, pac, iau și de aici itemul afară. Așa, și cum le pun jos? Vreau să știu cum le pun jos. Le iau de aici? Home. Uite, apăs aici, build mode. Și acum am construit căsuța. Ok. Ia, așa arată casa mea de sus. Să-l decorăm. Deci pat, trebuie să-mi pun patul. Așa, unde să-mi pun eu patul? Știe cineva? Uite, trebuie să-l pun aici, dar trebuie să-l învârt. Uite, îl pun. Unde să-mi pun patul? Îmi pun patul așa la geam. Așa mi-l pun, gata, am un pat, bun. Bun. Acum ieșim de aici și în sfârșit pot să dorm, pentru că am propriul meu pat. Adică presupun că pot să dorm, nu? Noapte bună, fraților, capibara mea doarme cu mine. Capibara mea este somnoroasă mai departe. Uitați-vă la gura pe care o am. Bun, hai să ne ridicăm că am dormit, ne-am odihnit, avem de toate. Mai primim bani, nu știu ce. Să vedem ce mai pot să pun. Go to the living room. Trebuie să pun un televizor. Îmi donează și mie cineva un televizor sau am deja televizor? Cred că am deja un televizor, lăsați un pic să vedem. Hai să vedem, decorațiuni electronice și am un televizor, îl pun aici pe masă. Uite, aici, Doamne, dar am cel mai antic televizor din univers, cel mai vechi televizor. Bun, să vedem la ce mă uit pe televizor. La ce mă uit. Pornește televizorul? Pornește! Un nou episod de pe YouTube. Stupid! Dă-i! Ha? Ha? Mă, la ce mă uit? Sit. M-am pus jos. Fraților, vreau să-mi ziceți la ce mă uit. Viața mea din Roblox. Așa decurge viața mea în Roblox. Ok, oprește televizorul, că nu-mi plac știrile. Oprește-l. Oprește-l, de ce nu se oprește? Nu pot să opresc, aruncă televizorul pe geam. Prinde televizorul și aruncă pe geam. Ok, nu cred că merge. Așa, doar l-am stins. Ok, e mai bine că l-am stins. Păi, mi se vede chelia. Ha? Am chelit în Roblox? Păi, ce se întâmplă, mă? Bun, capibara, ești bine? Trebuie să facem casa la capibara. Unde va locui capibara mea? Bucătărie, ok. Haideți să facem și ceva de mâncare. Știe cineva cum fac de mâncare? Viața mea din Roblox. Cum fac de mâncare?
Ce se întâmplă? Trebuie să vorbesc cu băiatul ăsta să mă înveți să fac de mâncare. Ei, băiatul, zilea grenii mei să plece. Vrea să-mi invadeze casa. Vrea să intre la mine în casă și să-mi fure televizorul. Și o să-i dau să fac asta că nu-mi place televizorul ăla. Îl pun să-mi aduc alt televizor. În fine, asta nu contează acum. Uite, work, trebuie să lucrez. What? Mă duc să lucrez ca și pescar? No, stai un picuț, vreau să văd cum se lucrează ca și pescar. Sunt foarte curios. Că scrie acolo fishing. Acum trebuie să așteptăm să se încarce, ați înțeles voi. Păi până se încarcă, vi-l arăt pe pupii, este bine, dorește să lăsați like, să lăsați comentarii și ce mai dorește, cam atâta. S-a dus pupii, aia e. Până cât mai durează ăsta? Ok, sunt pescar. Nu pot să cred, chiar sunt pescar. Stați să vorbim cu băiatul ăsta de aici. Așa, și acum pot să merg să pescuiesc. Nu-mi spune că pot să pescuiesc aici. Deci, mor de râs. Pescuiește. Wow! Asta e cel mai tare joc din univers. Deci pot pescui. Deci, pe bune, chiar îmi place jocul. Acum nu glumesc deloc. Chiar îmi place jocul. Pot să pescuiesc. Cine știe ce joburi mai sunt? Uite, băiatul ăsta au prins ceva pește. Ok, eu cum prind pește? Știe cineva? Cum prind pește? Aștept să pescuiesc. Pește, pește, mă pot uita sub apă? Bă, nu e niciun pește aici. Bă, am mâncat ăsta toți pești. Uite, vorbește urât. A dispărut. Deci omul a zis ceva urât, s-a cenzurat și a plecat. No, asta da, frate. Oh, a prins un pește. Ok, aruncă din nou. Ok. Acum n-am prins mica. Na, bun, lasă că am prins un pește înainte. Trebuie să prindem în total 5 pești. Și pot să dau skip, dar nu o să dau skip pentru că vreau să învăț să pescuiesc. Ok, capibara, simți miros de pește? Hai să vedem dacă ai simțit bine. N-ai simțit bine, capibara, n-ai simțit bine absolut deloc. Capibara, prindem pește acum. Bine, capibara, 2 pești. Haideți cu încă 3 să avem 5 în total. Și diseară, mâncăm peștele. Ce ciudat sunt. Oare găsesc pește acum? Acum mai cu ghinion, acum nu e nicio problemă. Nu îmi pierd nicio speranță. În viață trebuie să aveți speranță și încredere în voi că veți reuși. Și eu, în momentul de față, am speranță și încredere că voi reuși să scot un pește. De ce este întunecat în partea asta, vedeți? Ha? De ce se vede așa? Oare asta e zona în care pot pescui? Nu știu, încă trebuie să mă obișnuiesc cu jocul. Ia să vedem. Speranța mare ultima, cum s-ar spune. Pac, pescui mai departe. Văd pe cineva acolo, a livrat pizza. Lol, what? Este și job de livrator? Hai pește, pește, pește. Oh, man, come on. Nu e nicio problemă, nu ne dăm bătuți. Se face seară, fraților, oare o să reușesc să pescuiesc încă 2 pești sau va trebui să mă duc acasă fără succes? Hai mă că mi-e foame, mor aici de foame. Așa îmi face burta. Let's go! Și încă un pește, hai te rog! Să nu pescuiesc un rechin acum seara. Cum ar fi să scot un rechin? Am mai venit lumea la pescuit aici. Stai puțin, Army Fan Sky. Este abonată, ok. Deci m-a urmărit. Nu pot să scap. Sunt urmărit și noaptea la 3 dimineața la pescuială. Am prins pește. Da mă, da, am primit bani. Bun, hai să fac mai departe tutorialul pentru că... Ok, am fost plătit. Bine bă. A venit salariul. Bine băi, fraților. Băi. Acum ne ducem înapoi acasă, cred eu. Așa. Și să vedem ce mai cumpărăm. Că ne-a venit salariul. Putem să cumpărăm chestii. Avem bani. Poți să comandem mâncare? Vreau să comand ceva de la McDonald's, aia vreau. Ok, hai să urmăm aici cu Bloxburg. Pac, 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 da mă, da. E seară. No, Granny Man încă este aici, deci Granny Man... Stați un pic că trebuie să construiesc. Granny Man m-a așteptat tot timpul ăsta pe mine aici. Ok, stați că acum trebuie să construiesc întâi, după aceea vorbim de Granny Man. Îmi cumpăr, ce-mi cumpăr? Un frigider mi-am cumpărat, cred eu. Stai puțin să-l întorc. Uite așa. Cumpă frigiderul acolo, stați un pic că... Frigiderul este cam strict. Învârte frigiderul. Așa, bun, pot să-l pun, uite, așa. Bine, băi. Exit, let's go. Deci Granny Man stă toată noaptea aici. Nu vrea să mă lase în pace. Se va uita la mine când dorm. Deci eu când dorm, când voi sfări pe acolo, Granny Man va sta așa în geam. Așa va sta Granny Man în geam. Mă uit la tine. Nu scap de mine. Efectiv, mă. Go to the kitchen. Hai să mâncăm. Ce asta? String cheese. Ceva cașcaval. Yo, ce am acolo? Mâncare. Da, mă, da. Am mâncat. Sunt plin. Mai pot să mănânc o dată? Rapid. Mâncăm ceva mere. Am luat ceva măr. Sos de măr sau ce asta? Mă, ce am luat? Ok, nu știu. Am mâncat. Asta contează că am mâncat, ok? Am băgat în mine. Și e gata, nu mai trebuie să mănânc sus, puteți vedea că încă mi-este foame. Hai să mai mănânc un de ăsta.
Așa. Papăl, va trebui să-mi cumpăr mâncarea, ceea ce va fi destul de interesant. Am mâncat? Sunt bine? Da bă, da, am primit bani și acum trebuie să vorbim cu Tom. Deci Tom e băiatul ăsta de afară, pe care Granny Man vrea să-l calce, să-l omoare. Uite, Granny Man pornește iarăși mașina. Uitați cum vrea să mă calce! Efectiv, vrea să mă calce! Uitați-vă, stați să dansez, să-i fac în ciudă. E, dance. Uite, pot să fac aici skill-uri în ce să fiu bun. Hai de capul meu. Bă, știe cineva la ce ar trebui să fiu bun? Deci avem cooking, să putem face mâncare bună, să putem cânta, să fim atletici, să putem picta în grădină. Bă, aș vrea în grădină, sau nu? Inteligență? Gaming? Ar trebui gaming? Să fiu gamer ca și în viața reală? Hai să fim altceva în jocul ăsta. Ce dacă voi fi cântăreț? Sau ce să fiu? Nici nu știu ce vreau să fiu. În viață e greu. Sunt atâtea chestii ce pot să fii. Ce s-aude așa? Ha? Huh? What? Mă, ce? Bun, acum ne trimite jocul înapoi înăuntru. Nu pot să fac curat aici, că am alea acolo în mijlocul casei, nu-mi place cum arată. Uite, am luat o carte. Ok, fraților, s-a făcut zi, toată noaptea am stat și am citit. Acum vorbesc aici cu Tom mai departe și... Ok, 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 am făcut în comisiune. Let's go! Ce mai trebuie să fac acum? Trebuie să dau aici pe home și ar trebui să construiesc ceva? No, ce mai construim? Stați să vedem ce mai putem construi. Pot șterge chestii. Pot să șterg astea. Așa, mă, în sfârșit am făcut curat. Asta mă întrebam cum fac curat. Bun, acum că am făcut curat. Ok, hai să dăm aici continue. Și cum ies din modul ăsta? Build. Vreau să construiesc pereți. Pot să pun pereți cumva. Am fac casa mai mare? Ok. Așa. Acum până aici, ok. Și acum până aici. Și aici ce o să fie? Garajul? Garajul pentru mașina mea? Ok, build. Trebuie să construiesc. Pun și podea. Stați un picuț. Cum fac podeaua? Așa. Oh, am pus podea. Ok. E efectiv ca în viața reală. Se construiește. Build, așa. Roof. Hai să pun aici acoperiș. Punem un acoperiș, ok. Hopa, hopa, hopa. L-am cumpărat. Bine, bă. Așa. Hide roof, îl ascundem ca să putem vedea înăuntru și acum decorăm. În ce culoare? În albastru? Albastru să fie culoarea, no, hai, albastru, pac. Oh, pot să pun ce culoare vreau. Hai punem pe jos cu ce culoare să fie. You just received 666 from Greyman. Ha, a primit 666 de dolari de la Greyman. Eu v-am zis, tot episodul ăsta el vrea să mă moară. De ce îmi trimite 666? Greyman a înnebunit la căpățână. Bun, ce culoare să fie pe jos? Hai să facem pereții albaștri. Facem pereții albaștri? Un albastru de ăsta? Ah, nu, acum am vopsit podeaua. Da, bun, și pereții cu ce culoare fac? Material. Pot să pun mai multe materiale? Asta zici că e față de masă ce-am pus acolo. Care ar fi cel mai fain material? Eu zic că... stați că sunt multe rău. Asta merge pentru perete. Elefanți! Elefantul Cici, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti. Ok, asta zici că e de piatră. Ce fain arată ăsta pe jos, dar parcă... Parcă așa întunecat, nu. Facem perții galben, ok, galben. Galben, galben, galben. Totul să fie galben aici. Bun. Și acoperișul ce culoare îl fac, știe cineva? Stați un pic, că totuși vreau să pun aici o ușă. Punem ușă de garaj. Așa, v-am zis eu că ăsta e garajul. O să facem mai mișto puțin mai târziu. Momentan vreau să-l fac aici doar așa. Să existe. Bă, ce s-a adunat aici, mi-a plăcut episodul tău. Mersi, Boldovanule, mă bucur că ți-a plăcut. Ok, continue, continue, yes, yes, yes. Le ducem mai departe. Țac, pac, țac, pac, țac. Stați-i salut, stați-i salut, pentru că nu vreau să fiu un om nașpa. Salutare tuturor. Dacă mă joc Roblox și îmi scrieți și nu vă răspund, ei bine, mai mult ca sigur filmez. Și, efectiv, nu stau cu chat-ul deschis și nu stau să scriu. Dar să știți asta, da? Dacă îmi scrieți și eu nu vă răspund, eu filmez. Este că mă mai joc Roblox și nu filmez, dar în momentele alea, da. Ha! Ok, în fine, în momentele alea, da, vă scriu înapoi. Ar trebui să merg iarăși la lucru. Bă, hai să mergem să lucrăm. Work, fisherman, cashier. Pot fi casier? Mergem, lucrăm la magazin. Stai un picuț, că parcă vreau să lucru la magazin. Ăsta este magazinul la care lucru, fraților. Aici sunt clienții, dar noi am venit aici să lucrăm. Care este casa mea de marcat? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Da!
Lucrez la magazin, bro. Salut, salut. Ok, hai să scanez itemele de aici. Deci, bună, aici o banană, ok? N-o să vedem cum îți scanezi o banană. Pac, uite, scanăm. Scanat, scanat, scanat. Scanat, 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 scanat. Ok, bun. Hai să vedem cât ai de plătit. Dă toți banii aici. Ok, mulțumesc, o zi bună, să mai vii. Ok, următorul. Hai să scanăm. Deci, stai să-și pună chestiile aici, așa. Și acum poți să încep să scanezi? Trebuie să scot una de aia, cred așa, scan, scan, scan. Scan, scan, a venit Granny Man. Granny Man, picioarele jos! Bună ziua, picioarele jos! Așa, pac, lasă-mă să scanez aici la om. Ok, atât are? Boom, level 2, da mă, da, vedeți că sunt bun. Granny Man, ce cumperi? Hai să-l întreb. Ok, am scris așa ca să nu cenzureze Roblox-ul, că are ceva probleme cu cuvântul cu Roblox-ul. Pac, 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 pac. Așa. Pac, 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 pac. Bun. Nu, nu le-am scanat pe toate. Domnule, îmi pare rău. Hai dinapoi. Scuză-mă, am făcut și o greșeală. Sunt om, e normal să greșesc. Bă, măcar am fost plătit. Păi, fraților, asta este viața mea în Roblox. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, lasă un like și noi vom vedea data viitoare. Pa, pa!